Apropo de jucător de FCSB, cu Tănase s-a mai întâmplat ceva? Păi Tănase o să vină acum, săptămâna asta o să vină să se antreneze la bază și când vine intră cu echipa. Uh-huh. Păi bun, și vă închideți cu el sau mai așteaptă în continuare ceva? Păi nu știu, că are o ofertă 800 de mii, dar nu vrea. Dacă nu ia, nu-i dă 1 milion, nu se duce. Tot la Arabi? Nu știu eu, știu eu, cred că zice și el. A, am înțeles. Zice și el cum zice și umii, că... O mai joacă și Tănase, nu? O mai joacă și el, că vezi, Doamne, vai, ce oferta de 800 de mii, dar el, pentru că iubește prea mult FCSB... Da, păi da, și la FCSB o să câștige, că bănuiesc că îi dați un 30 de mii salariu pe lună, nu lui Tănase? Păi da, dar nu este 800 de mii. Câștigă, normal că câștigă, dar el adică vrea să arate că... Refuză, tare. Cât îi da salariul dacă bate spalma? Face și el, ca ei. Am înțeles. Că auzeam pe unii, domne, zice, nu știu, mi se pare, de ce bală ăla, zice, domne, zice, domne, 30 de mii pe lună e puțin bani, domne, lui Eric. Că are 30 de mii, Eric, știi? Nu, are 20 de mii, Eric. Și zice că e puțin. Păi ce face, mă? Se întrunește o de 3 ori pe an? Ce muncește, mă? Ce e asta? E puțin bani, auzi? Ia uite, bă, băiat. 20 de mii are, nici 30 de mii n-are, mă. Da, dar cel mai prost plătit antrenor de la campionatul european. Stai puțin și bine, și stai puțin și primele acum, care ia și 50 de mii primă, care îi dă 50 de mii primă, cum este? Păi asta e performanța care a făcut-o, n-a mai făcut-o nimeni. Care performanță? Că nu s-a calificat încă. Se califică, domn Becă, n-avem cum, ar fi prea fraier să ne calificăm, ce naibii. Bă, nu știu. Nu știu eu, nu știu. N-avem cum. Eu nu știu, ne calificăm sigur, dar vreau să zic. Ce atâta muncă faci? Ce, domnule, ce puțin bani? Ce puțin bani, mă, 20.000? Eu uite, mă, băiat. Păi da, de exemplu, dumneavoastră îi dați lui Tănase, nu știu, 30.000, 40.000, cât îi dați? 15.000. Ah, bine. Ce? Cum să-i dau? Păi cum o să-i dau mai mult ca Edi? Vreți să nu mai ia Edi niciun jucător la echipa națională? Se supără Edi pe urmă. Vezi că CFR-ul a vândut pe hotele și nu dădea bani pe el. Da. Păi se supără Edi de când tipul odată trebuie să aducem 3 puncte pentru România, că altfel iese mare nenorocire jale. Da. Am înțeles. Deci, serios acum vorbim. Deci, băi, Șumi, când te duci acum să antrenezi, asta să le spui. Să bagi alunecări în plus și să aducă 3 puncte pentru România. Domn Becali, dar serios acum, deci vă închide sau nu cu Tănase? Ce credeți? Serios acum? Nu mai. Hai că mă vorbim serios. Și nici să nu se supere. Edic, nu mai se supără, domne, nimeni, că știe lumea că glumiți. Eu glumesc, eu ne-am ce treabă. Da, deci vă închide sau nu cu Tănase? Una peste alta, spun pentru ce mă bucuram. Că am și eu acolo, deci am șut, Târnovanu, Volaru, Boman, da, am 4. Da. Au luat câte 80 de mii, câte 20 de mii. Au luat copiii mei bani. Da. Deci mă bucur să câștige copiii mei. Plus de asta, fii atent. Am 4, da? Da. Man, 5. Da. Sanciu, 6. Da. Cine mai e, aveți? Niță. Păi Niță. Niță, 7. Altul, ia vezi. Târnovanu. Păi Târnovanu l-a pus la jucătorii lui. Mai este și Ianis, care este... Băiatul logică. Da. 8. Da. Care sunt, cum ar veni, ai mei, adică într-un fel, adică, că țin cu ei, oriunde ar fi, știi? Da. Și atunci eu de ce să nu țin cu ei? Dar mai glumesc, mai râd. Ei, normal. Ce... Da. Normal. Dar nu se interpreteze. Că mai glumiști, de ce mai râde, mai glumim, mai... Da, domnule Becali, stați liniștit, că știți că mie îmi place. Bă, corea una peste alta, sunt prea tari față de noi. Ce să ne mai... Este și lumea acolo, specialist de... Dar nu l-ați văzut pe Luca cu ăla? Te sperii de el în teren, ce naibii? Las că te sperii, dar ce ăla, docul ăla, nu poți să-l ții ăla. Da. Dar să spună și lumii că el e specialist de fotbal. A spus putem până... Ne putem bate cu ei? Nu putem. N-avem. Lasă că e bine că aproape suntem calificați. E bine, oricum e bine că ieșim din grupă.
Păi e bine, ce să zic. Ce să-i mai zici? Dar nu mi-ați răspuns cu ăsta, cu Tănase. Deci îl luați sau nu până la urmă? Serios acum. Băi, bă, Tănase, cred că e ca și luat. Așa cred că e. Da. Eu cred. Nu știu tot la asta. Adică el ce zice... nu și rămâneți pe un 30.000 pe lună, mă gândesc, nu? Acum lăsând gluma. Adică ce faci, bă, Tanergu? Negociez cu tine sau ce? Vă întreb și eu, domnul Becali. Ce, mă, ce te-a pus? Negociați cu mine. Ce-ți negociați? Îți dă Tănase comisiuni? Hă? Nu, dă Tănase comisiuni. Ce, bă, băiatul, le-au zis. Dar m-auziți? Nu e ideea. Ia să-l sun pe Tănase să-i spun că i-am mărit de la 15 la 30. Hai să fii sănătos, gata, termină cu asta. Sănătate, la revedere. Tu cred că îi dă 15 minute, nu? E puțin. A? E puțin. A? No. Nu vrea dânsul să agite apele, nici în vestiar, da. Nici. Nu pot să-i faci ofertă în Tănase 15 minute. M-auzi, mă? Dar vezi, are cu Edi ceva așa. A? M-auzi? A? Așa, puțin, așa, un agățământ. Dorea așa. Să joace Coma. Da. Oricum, cota lui Coma nu putea, sau FCSB-ul nu putea să încaseze mai mulți bani, chiar dacă Coma a jucat senzațional. Da.